Bună dimineața! De data asta chiar suntem în Lyon și vrem să mergem să vedem, să-l descoperim, să vedem câteva obiective pe care noi ni le-am bifat, dar în același timp să descoperim Lyonul pe străduțe și să vedem ce ne iese în cale. Către centru vechi. Și ăsta este Saônul, cel de-al doilea râu care străbate Lyonul după Rhône. Tot așa, plin de poduri faine, clădiri de o parte și de alta. Curtea de apel. Da. La curții de apel avem o catedrală. O catedrală. Saint-Jean-Baptiste. Și peste ce am dat? Peste Muzeul de Miniaturi al Cinematografiei. Și vreau să vă spun că Lyonul este și orașul de unde a luat viață cinematografia. Vă aduceți aminte de Frații Lumière? De aici a venit. Păi ea, nu? Da, cu da. Prima peliculă. Exact, da? Exact. Am luat bilete. Am luat bilete. Dar este 9,5 € un bilet. Arată un pic așa creepy. Ah, ce m-a speriat. Hai de capul meu. Băiatul ăsta care făcea parfumurile? Exact. Asta e sala. Replica. Uite parfumul. Story of a Murderer. Povestea unui cucinaș. Uite, avem biroul parfumierului Giuseppe Baldini, interpretat de Dustin Hoffman. Mamă, ce câte sticluțe de parfum, cum arată. Aici noi cu copii. Intrăm? Intrăm. Hai după tine. Ok, am înțeles. Ție nu ți-e frică? De Underworld? N-ai văzut filmul, nu l-ai văzut. Sau nu-i pe gustul tău? Și Terminator. Ok. Mumia. Chucky. Indiana Jones. Nu știi când le-a dat în Indiana Jones? Le-a dat să mănânce creierul din capul unei muțe. Ok. Creepy. Uite, să știi că eu m-am uitat la Chucky și mi-a fost frică. Da. Uite și... Lord of the Rings. Ok, tu ai văzut chestia de pe tavan? Lilia? Da, nu e pentru copii. Poate doar zona cu Harry Potter. Mă bucur că am venit. Mă gândeam că o să fie închis. Da. Ce se întâmplă dacă apăs aici? Nu, nu. Vai de capul meu, deci noi acolo sus inițial. M-am gândit că e bucățica asta și după aia am zis, mă, mai e și bucățica aia. După aia am văzut și bucățica aia și după aia văd că coboară un nene de acolo, uite și tot. Și nu se vede dacă mai sunt după creanga aia. E un nene, e o doamnă. Atât de sus încât nici nu vezi. Da, un nene doamnă, nu contează. Dar uite și tu ce spui. Am ocolit aceste scări pentru că erau ceva de urcat. După lupte seculare. Haideți să vă arăt ceva foarte, foarte drăguț. Avem Teatru Galo, un teatru roman în Lyon. Hai, bine, vreau să le arătăm ce frumos este. S-a păstrat destul de bine. Am reușit să urcăm până aici sus după vreo jumătate de oră de cățărat, luptat cu scările și cu pantele abrupte. Trebuie să aveți încălțări comode și să fiți în... și multă energie. Așa, să aveți multă răbdare la căsărarea asta. Dar eu zic să coborăm un picuț să ne și odihnim, nu? Nu, 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 că mai avem de urcat. Mai avem de urcat la Fourvière sau cum se numește. Da, la catedrală acolo. La catedrală. Da. Dar să mai luăm un pic de aer roman. Am ajuns! Am ajuns, hello! Suntem la catedrala Fourvière. Ok. O catedrală construită recent, în 1872, dacă stau bine să mă gândesc. Și este dedicată Fecioarei Maria, care a ocrotit orașul de o epidemie de holeră. Da, și o vedem chiar acolo sus. Da, 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 este statuia ei, uite. Uite ce fain să vedem. Între 8 și 19, iar capela Fecioarei Maria între 7 și 19. Intram un pic, da? Într-o grădină publică. Să vin să priveliște. Da, uite cum o vedem. Se vede râul Saônul. Pronunția noastră în franceză, adică a mea, este mai spre rusă. Aici este râul Saônul și în partea altă este Rhône și undeva în dreapta se unesc la confluență. Există și Muzeul Confluențelor, Confluenței, un pic mai încolo. Uite, se vede iar catedrala Fourvière. 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 Abraham Darby. Bă, da, miros. Ai simțit mirosul? Da. Trandafir. Din Rosarium, multe scări. Vrei să le numărăm? Nu. Estimez 1, 2, 3, 4. 1.000.000 de scări. Nu știu, dar e haos. Îl avem pe domnul soț care așteaptă la coadă să ia niște brioșe specifice zonei. Un tartlette chèvre. Doamne, tartlette chèvre. Tartlette chèvre. With cheese. With cheese. Cheese. Bonjour. Bonjour. Yes, one. Une pizza jambon bleu. Yes, yes. Et un sandwich chèvre noix de tomate. On achète la pizza, monsieur? Oui, oui, s'il vous plaît. Brioche praliné. One this. Vous voulez chaud? Yes, yes. Doamne. Greu cu rupa. Nu, dar am zis de 3 ori același lucru și mi-a repetat același lucru. Studențește sau franțuzește? Mamă, de ce e? Acest tartelet. E și cu brânză, și cu miere pe deasupra, și cu sairos marin, nu? E și dulce și sărată. Eu mi-am luat această brioșă, care pare super gigantă și greu de mâncat. Cum este? E bună? Da. Și Arcivio, Catedrala din Lyon sau Saint-Jean, ca o destinație importantă. Se află în piața Saint-Jean. Da. Și îmbină elemente de arhitectură romană și gotică. Se observă stilul gotic. Trebuie să vă mai arăt ceva tipic franțuzesc. Lumea mănâncă în aer liber. Chiar ca de-astea ce faine. Mergem în Place Belcourt. Am înțeles că este a treia cea mai mare piață din Franța, după cea din Bordeaux și după cea din Paris, și una dintre cele mai mari din Europa. Scrie coada acolo. Stăm și noi? Da, oare ce se întâmplă? Nu știu. Canapeuri să dau, uite. Canapeuri. Nu, că sunt două cozi diferite. Am ajuns la Halele Lyon Bocuse. Așa. Sunt un triliard de... Sunt 55 de magazine, uite, baruri, restaurante, tot felul de... Uite, și fructe și legume. E ca o piață, da, o hală cu mai multe, magazine închise. Cred că unii sunt mai leneși și nu deschid lunea. Vezi cum sunt udate legumele? Ce fain! Da. Să se păstreze proaspete. Texturi. Da. Au tot felul de pateuri, da, cu crustă de pâine deasupra, știi, sau cu, mă rog, de făcute frumos. Nu am venit degeaba. Nu. Credeam că este. Poate ne orientăm și noi pentru ceva creveți, ceva bun. Exact. Ce vrei cu ei? Să te văd cu astfel de ochelari, să provezi. Dar nu-mi plac, că sunt stil Elton John, nu. Eu nu pot da seama. Nici eu, și mai ales că ești cu mască și cu asta nici chiar nu-ți dai seama. Bine că nimeni la reduce. De unde am plecat de dimineață. Da. Am străbătut jumătate din Lyon. Nu, cred că un picuț așa. Punctele de interes. Câteva din punctele de interes. Lyon este un oraș foarte mare, nu se ajunge un city break să-l cuprinzi. Unde mai pui că noi l-am vizitat pe fugă în doar o singură zi. Da. Așa. Și acum ne pregătim să mergem către aeroport, pentru că ne așteaptă un zbor de 3 ore către România. Ne ducem să ne luăm bagajul de la hotel, da. Uber, aeroport. Și bye bye. See you later.